Viceprimarul George Petrescu, alături de o echipă din cadrul municipalității, a verificat întreg cartierul Vitrometan. În scurt timp a fost întocmit o listă cu numai puțin de 18 nereguli pe care constructorul, societatea Hidroconstrucția, trebuie să le remedieze. Împreună cu oamenii din primărie, gospodăria comunală care este operatorul de drumuri, verificăm lucrările executate de constructorul ATM-ului vis-a-vis de partea de carosabil. Am constatat foarte multe deficiențe. Chiar astăzi i-am zis constructorului că ceea ce este pe Iacopiso trebuie refăcut în totalitate, iar săptămâna trecută am trecut în revistă tot cartierul Vitrometan. În continuare o să mă ocup împreună cu oamenii din primărie și din Comisia de Specialitate a Primăriei de lucrările care vor fi recepționate.